Bună ziua, stimați telespectatori, suntem din nou împreună la Pasul la Offside, o emisiune al cărei invitat astăzi este Nini Popescu, atacantul extrem, de buzunar, numiți-l dumneavoastră cum vreți, numai să știți foarte bine că face parte din selecta galerie acelor jucători ai Petrolului care aproape meci de meci face cum face și se lipește la gol. Este un adulat al tribunelor, de puține ori, aceștia chemându-l la în mijlocul lor, făcând o adevărată atmosferă. Nici el nu a rămas dator și de fiecare dată a mulțumit celor care de fiecare dată l-au susținut. Nini Popescu, care în urmă cu 2 săptămâni și-a serbat o frumoasă zi de 24 de ani, o zi de 26 aprilie, 1994, ce tânăr este, estimații telespectatori, el are toate avantajele din lume pentru a demonstra că de acum încolo poate deveni un fotbalist rasat, 24 de ani, o perioadă, o vârstă la care toți munții cad și toate figurile pălesc în fața acestui succes pe care el și-l dorește consolidat de-a lungul experienței cu Petrolul. Vă reamintesc, dumneavoastră știți foarte bine, este un exponent al lupilor tineri. Încă de la 7 ani el a fost venit aici la Clubul Fanion al municipiului Ploiești și al județului Prahova. A jucat la grupele de copii și juniori, a vrut să joace și la echipa mare, numai că a avut, nu știu dacă e depus ghirimele sau nu, norocul de a da peste o echipă a Petrolului în 2013, care sub tutela lui Cosmin Contra nu a putut să o prindă și astfel a fost împrumutat din categoria fotbaliștilor Petrolului către alte formații. A mers în 2013 la Slobozia, a revenit în scurtă vreme și a fost împrumutat către echipa din Câmpina, CSM Câmpina, la acea perioadă, revine după câteva luni și este împrumutat la Gloria Buzău. La sfârșitul anului 2016 s-a terminat împrumutul cu Gloria Buzău și de atunci este cel care răspunde de destinul golurilor alături de Arnăutu, alături de Păun pentru echipa ploieșteană. Cam aceasta a fost introducerea pe care i-am făcut-o unui atacant care nu măsoară decât 164 de centimetri și nu trece niciodată de 60 de kilograme, care este secretul ăsta de a te păstra în parametrii ăștia de kilograme, în primul rând. Da, bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Vreau în primul rând să lași emoțiile deoparte. Nu am emoții. Ha, să te văd. Dacă îmi spuneam, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Nu este niciun secret, așa sunt eu. Nu, și dacă stau departe în fotbal, să zic în vacanță, 2-3 săptămâni, să nu joc, să nu ating mingea. Nu pui pe tine. Nu pun pe mine. Dar nu știi de ce. Nu. Ai arderile interne mari, consolidate, te ajută cineva să slăbești? Nu mă ajută nimeni. Doar corpul meu e făcut de așa. E natură. Făcut de așa natură. Ești un tip vioi, ești un tip spontan, ești un tip care ești tot timpul în priză față de colegi, am văzut față de prieteni, am văzut că ai o grămadă de prieteni pe toate rețelele de socializare, am văzut că ești adulat, mai degrabă spus, și vreau să te întreb într-o primă fază, înainte să deschidem tirul întrebărilor așa zis grele, nu o să fie chiar foarte grele pentru tine, că dacă tu ești vivace, așa o să le driblezi cum știi tu mai bine. Vreau să te întreb Petrolul. Tu ai vrut de întotdeauna să joci la Petrolul. Da. Atunci, în 2013, când era la o aruncătură de băț, cum ți s-a părut decizia lui Cosmin? Domnul Cosmin Contra a vorbit cu mine. Mi-a spus că e mai bine pentru mine să joci în altă parte. Să am meciuri în picioare. Trăgeam de mine. Am fost în cantonament în Slovenia. Eram fericit. Trăgeam de mine. Munceam. N-a fost să fie. Am avut și ghinionul că erau foarte mulți jucători de valoare. Și echipă prea mare. Echipă, rezultate. Avea obiectiv.
Deci e foarte clară treaba, a trebuit să fii împrumutat. Ai fost ce ai făcut pe acolo pe unde ai fost treaba. Haide să începem cu întrebările pe care le-am... Mă scuzați că vă întreb aici, te rog. Dar la Slobozia am fost definitiv acolo, nu am fost împrumutat de către Petrol. Eu am fost la domnul Capra atunci, eu trebuia să mai merg într-un cantonament cu domnul Răzvan Lucescu, să merg într-un cantonament de vară, mi se promisese asta de către Andy Crângu și Dan Capră. Nu s-a mai întâmplat. A venit vara și nu a mai fost luat în cantonament. Și ei, atunci te-ai supărat și ai devenit jucător liber de contract. Exact. Dar nu înainte de Buzău a fost asta? Nu. A fost înainte de Slobozie. Înainte de Buzău. De Buzău? Înainte de Buzău. Da. Mă documentase pe treaba asta, urma să spun și întrebările astea, oricum le reținem. Deci cauza am explicat-o, pentru că asta era prima întrebare care ți-o puneam, cauza împrumutului accentuat de la an la an către aceste localități, către Câmpina, către Buzău. Pentru că nu aveai practic loc la echipă și pentru că jucătorii valoroși care formau atunci Petrolul, mulți străini, poate foarte mulți străini, nu-ți lăsau locul măcar pentru primii 18, dacă nu între primii 18. Ne plășeau de mine, ziceau că vor, ei vor să joc pentru echipă. Dar... N-a fost să fie. N-a fost să fie. Și... atunci a fost supărarea, când reveni de la Câmpina, ai fost anunțat că vei merge într-un cantonament, în cantonamentul respectiv nu ai mai ajuns. A fost urâtă chestia aia, țin minte cum s-a întâmplat, atunci te-ai supărat. Da, am fost dezamăgit. Și ai spus... Mi s-a promis ceva și nu s-au ținut oamenii de cuvânt. Da, și atunci le-ai spus că vrei să devii jucător liber de contract. Am văzut la domnul Capră în birouri. Timp de 2 săptămâni în fiecare zi. Vreau să plec, nu vreau să stau. Și? Și într-un final a fost de acord să mă lase să plec, să fiu liber. A fost și el înțelegător odată? Da. A fost. Ai plecat, ai semnat 3 ani cu Buzău. Da, da. Dar ai pus o clauză interesantă, mi-aduc aminte, că după 2 ani ai posibilitatea să renegociezi. Da, renegocieri. Lucru care l-ai făcut, ai simțit în momentul ăla că ar putea fi ceva la Ploiești și că te-ai putea întoarce la Petrolul? Ai avut așa un feeling? Vă dați seama, m-a sunat Cristi Vlad, un președinte, mi-a spus că e un proiect foarte frumos, interesant. Am ajuns la 2016 acum, da? Da. Undeva în iarna lui 2016. Da. Ți-a explicat despre noul Petrolul și... Da. Mă știa dinainte, de la Petrolul, la prima echipă, n-aveam cum să refuz. Și ai venit la Ploiești? Am venit unde mă simt bine. Te simți bine. Te-ai simțit bine și când ai venit? Când aveați probleme. Echipa avea probleme atunci, în momentul ăla. Trăgeați unii de alții și alții de voi. Ați mers bine în Liga a IV-a. Ați arătat forță, ați arătat caracter, tărie, împreună cu fanii. Ați demonstrat că Petrolul este mare, echipa aia pe care vă doreați voi. Și a venit aproape de voi Veolia și acum pare că drumurile s-au netezit. Mai mult decât atât, după o serie destul de echilibrată din punctul meu de vedere, a treia, Ligii a treia, reușiți, iată, probabil vineri, să punctați pentru o promovare în eșalonul 2. Un eșalon 2 pe care tu îl cunoști. Da. Cum? Am jucat acolo la Buzău, 2 ani. Bun. Ai afirmat la acel moment când jucai la Buzău că Ioan Viorel, antrenorul tău, este un al doilea tată pentru tine. Da. Chiar așa a fost? Da. Mi-a acordat foarte multă încredere. Vorbea cu mine, mă băga să joc. Lucru foarte important pentru mine, că aveam nevoie de jocuri în picioare, în Liga Secundă, să prind experiență. Și din cauza aceasta îl consider ca un tată pentru mine. Nu l-ai dezamăgit în ideea în care au fost câteva meciuri de referință. Citeam presa de specialitate a celor vremuri, nu neapărat cea de la Buzău, cât cea centrală, în care ai avut câteva jocuri de-a dreptul entuziasmante și toți cei care erau aproape de fenomen te lăudau. Nu știu, mi-aduc aminte de un meci cu Faru, în care ai dat un gol, ai dat 2 pase de gol și ați zdrobit practic echipa de la... La da.
Ce îți mai aduce aminte din perioada aia? Cât de mult ai ținut la Gloria Buzău? Eu vă dau seama, încerc să-mi fac treaba pe unde merg. Încerc să... Așa sunt eu. Să muncesc, să trag de mine zi de zi. Uh-huh. Și eu zic că și acolo mi-am făcut treaba. Am fost apreciat, iubit de suporterii aia care erau. Puțin, dar mă iubeau. Steliști. Steliști. Nu erau steliști? Steliști. Eu știu că dacă te urmășeam la Buzău, erau steliști. Au fost și echipa a doua. Mi-am adus aminte acum, vorbind de Ion Viorel, tot așa din presa vremii, că la un moment dat s-a supărat rău pe tine la un amical, parcă era un amical cu Slobozia. Și te-a tras de urei, nu știu, te-a pălmuit, nu știu ce ți-a făcut. M-a chemat la margine și m-a certat că de ce nu am tras la poartă și am dat pas în fața porții. Și? Și a fost așa. Dar separat. tu cum ai receptat faza? Avea dreptate? Nu știu dacă avea dreptate foarte mare, dar așa am gândit-o eu. Am vrut să dau pas în fața porții și el m-a certat. Și ce a vrut să demonstreze cu treaba asta? Nu știu. Nu știu. Așa era el? Da, așa e. Am văzut că era un tip impulsiv, trăgea de fiecare jucător în parte, practic se transfigura în momentul când începeau meciurile, da, că era oficial, că era amical, cerea de la voi maxim. Mi-aduc aminte perioada aceea de la Gloria Buzău și practic când s-a terminat și când ai venit către Ploiești, când împreună cu George Ghiță ai avut sincopa aia mare de tot, cu amenda aia primită, cu lunile de suspendare. Care e adevărul despre tot ce s-a întâmplat atunci cu mafia aia, cu pariuri, cu despre tot ce s-a vorbit? Păi pot să vă spun doar că eu am fost suspendat degeaba. Adică ai fost o victimă colaterală. Exact. Dar alții, adică cei care au fost acolo, au fost suspendați la rândul lor degeaba? Păi sau există un sâmbure de adevăr în tot? Câte știu eu, oamenii care au avut acest caz au avut decât niște declarații. Atât. Nimic mai mult. Și pe baza acestor declarații au suspendat jucătorii. Și dintre care eu am fost eu cu încă un jucător, un prieten de la București, care joacă acum la Chiajna 2, se pregătește cu prima echipă, am avut cele mai mici suspendări. Am avut două luni și 10.000 de lei. 10.000 de lei, 100 de milioane vechi. Și ăștia banii ai plătit în solidar cu clubul sau tu? Clubul m-a ajutat să plătesc. Te-a ajutat și clubul. Da. Știu că a fost practic o eșalonare, da, exact. Asumei, da, da, da. Nu, 5 rate, câte 2000 de lei și clubul te-a ajutat. Probabil că mai greu pentru tine a fost de suportat perioada de detenție, așa zisă, de două luni. Da, dar vă dați seama, am stat departe de gazon, nu făceam antrenamente, era foarte greu, nu suport. Deci tu spui că tot ce s-a întâmplat în urma unor declarații, da. Declarații care de ce s-au dat? Hai, dau eu declarații. Au fost jucători nemulțumiți care nu au jucat, neprimând salariile, au plecat de la echipă și am început să dea declarații. Acolo stăteam rău cu bani. Prea să dădeau, mai dădeau câte 10 milioane vechi, 1000 lei. Da. A, și pe tema asta, câte unii s-au apucat să... Da, să înceapă să vorbească, aiurea asta. Era aiurea. Vă dați. Nu știu, că eu n-am fost. Dacă eram și eu acolo, înțelegeam, dar pe mine nu m-a băgat. Zici că perioada care ai petrecut-o la Buzău a fost o perioadă frumoasă. Da. Una peste alta. Da. Dacă e să o comparăm într-o scară de la 1 la 10, perioada Buzău o apreciez, zic eu că o apreciau cu nota 8. Când ai venit aici la Ploiești, cum o poți aprecia acum perioada asta? 10. Nota 10. Nota maximă. Maximă. Dar de ce? Pentru că aici mă simt cel mai bine. Când, mai ales meciurile de acasă. Aha. Păi da, dar am văzut că și afară te descurci la fel de bine ca acasă. Da, dar aici, pe stadion, pe Ilie Oană, suporterii vin în număr mai mare. Ne ajută, le mulțumim pe această cale și... La sfârșitul fiecărui meci vreau să fie suporterii fericiți, să plece fericiți de la stadion. Adică te gândești și la tine, te gândești și la ei? Și la ei. Pentru ei. În primul rând, eu joc pentru ei. Pentru suporteri? Da. Și pentru buzunare? Vă dați seama, e greu și... Pentru toată lumea e greu. Dar fotbalul trebuie jucat cu zâmbetul pe buze. Da? Da.
Nu, să spun sincer, din punctul meu de vedere, văd extraordinar de multe încrâncenare la fotbal. Hai nu la Ploiești. Mă uit la fotbalul ăsta, la prima ligă, văd ăsta european, fotbalul foarte mare. Toată lumea joacă de parcă ar avea cuțitele în mână. Nu este chestia legată de foarte mulți bani, este vorba numai de orgoliu, este vorba numai de echipa la care joacă. Tu de ce crezi? Te uiți tu la destule meciuri. Vă dați seama, mă uit și eu, dar nu știu ce să zic, la nivelul ăla cum se... Tu cum depășești momentele astea când e, de exemplu, un meci mare? Mâine sau astăzi la ora 8, 18 ai un meci mare. Te duci, te îmbraci, ești pe teren. Simți că voiesc tribunele. Cum joci? Abia aștept să înceapă meciul. Da? Da. Adică n-ai nicio temere, nicio teamă? Nu am nicio emoție, nimic. Să știi că emoțiile transpară așa pentru cei care se uită, de exemplu, la televizor. Eu mai văd pe laptop când mă controlez, când scriu și văd prin planurile către adresate vouă atunci la intrare, sunt câte unii care nu sunt chiar așa de detașați. Sunt oameni și oameni, fotbaliști și fotbaliști. Tu, într-adevăr, parcă o iei în jucărie, așa. Ați văzut și dumneavoastră, da, în primul rând, meciurile de acasă din returul acestui campionat n-au fost foarte bune, ca să zic așa, nu? Păi n-au fost, că sunt multe echipe care au venit și s-au apărat, s-au băgat pe două rânduri, ai văzut cum e. Și parcă și nouă tremură picioarele așa la unii. Dar de ce? E presiunea publicului atât de mare? Pentru mine, v-am spus, eu pentru asta juc, să plece fericiți spectatorii de la... Și colegii tăi, probabil că au același lucru, dar au altă fire sau cum? Nu știu ce să răspund la această întrebare. Nu vrei, nu că nu știi. Bun, și ai venit la Petrol atunci, în 2016, era Tavi. Da. Antrenor, te-a distribuit în formația de bază, jucai exact unde, practic unde joci și acum. Ați avut rezultatele pe care le-ați avut, a venit Romică Ciobanu. Îți place mai mult sistemul ăsta? Erai adeptul sistemului trecut? Cum vezi? Mie îmi place mai mult acest sistem, pentru că e mai ofensiv. Aha. Bănesc. Știi ce se întâmplă? Eu am avut și dintre voi, am avut și apărători în cadrul emisiunii. Să știi că și dintre apărători, cu toate că sistemul defensiv prima din punctul lor de vedere, și ei au spus tot despre un sistem ofensiv. Tu, barem, ești exponent al jocului de atac. Ei erau al jocului de apărare. Și totuși, pare mai adevărat sistemul ăsta, măcar pentru cei din tribună. Consider că ăsta este progresul? Consider că așa ar trebui să joace și de acum încolo? În cazul în care ar fi schimbat antrenorul peste o lună, un an sau doi ani, consider că antrenorul care vine, ideile lui ar fi bune pentru Petrolul spre jocul ofensiv sau spre jocul mai prudent? Spre jocul ofensiv, dar ce vreau să spun e că la Liga a doua dăm de echipe mai bune și sistemul ăsta cu trei fundași, cred că o să avem puține probleme din punctul meu de vedere. Da, tu ai vrea să termine meciurile 2-3, dacă joci afară, sau 2-4, sau 3-5, sau ceva de genul ăsta, adică chiar dacă primești mai multe goluri, să și dați mai multe goluri decât cele primite, sau ești adeptul jocului care se termină fără niciun fel de problemă cu 1-0 măcar? În niciun caz. În niciun caz? În niciun caz. Adică mai degrabă jocul ofensiv. Categoric. Chiar dacă, cum spui și tu, vin meciuri grele în care echipele mai bune or să pună probleme. Te-ai uitat la meciuri de Liga a doua? Acum la televizor mai ai timp să vezi astfel de formații? Am mai uitat așa, am mai lucrat un ochi, dar nu sunt echipe, să zicem, foarte bune. Hmm. Diferența e că stau mai bine în teren față de echipele de la Liga a treia. Cum adică? Nu se mai repet. Fundașii nu mai... A, deci e jocul mai elaborat, da. Este o tactică, crezi tu, sau este o presiune mai mare? Cred că o tactică. E o tactică. Deci asta vine de pe bancă, ca să zic așa. Am văzut formațiile cu preponderență cele care urmează să facă pasul spre eșalonul întâi, Hermannstaden, Sibiu, Dunărea, Călăraș. Au mai fost formații bune, Argeșul, Mioveniu, am văzut iară, Chindia, exact. Jocurile lor au fost transmise de
cei de la Digi. Spune-mi, te rog, dacă tot ai urmărit meciurile lor, ți-a plăcut aplombul ofensiv al acestor formații? Și dacă tu crezi că din cele care le-am enumerat, două promovează firește, a treia va avea viață grea cu barajul la o echipă de primă ligă și încă alte două, trei, consider că le puteți depăși. Ați avut un meci cu Chindia în cantonamentul de la Buftea și l-ați pierdut. Printr-o greșeală. Ei, nu contează, să știi că greșeala face parte din joc, nu se pune problema, nu se face nicio tragedie de treaba asta. Ați avut un meci cu Piteștiul, la Pitești, terminat la egalitate. Ați avut jocuri cu formații, din punctul meu de vedere, echilibrate, bune, iar jocurile amicale au parfumul lor, tăria lor. Când va veni atunci momentul de a se juca pe puncte, pe bani, cum spuneți voi, spune-mi, te rog, dacă tu crezi că Petrolul se poate impune în astfel de partide? Categoric. De ce categoric? Păi alea îți dovedesc că sunt mai bune. Eu am încredere foarte mare aici, în echipa pe care o avem, în proiectul acesta, și noi, indiferent, trebuie să promovăm din Liga a doua în Liga 1. Păi stai că deocamdată nu sunteți nici între a doua. Mai avem un în pas. Vineri. Un pas, trebuie întâi făcut. Ok, hai să admitem că ați promovat, hai să admitem că va veni antrenorul, va deschide ușa la vestiar, vă va mulțumi, că știți că cam așa se întâmplă, și la un moment dat o să vă spună tu și tu nu mai mergeți mai departe. Cum sunt momentele astea, Nini? Vă dați seama că e greu. De ce e sunt greu? Sunt momente grele pentru un jucător. Păi de ce? Dar de ce nu și le-a făcut ușoare în timpul campionatului? Aveți dreptate aici. De ce nu și le-a făcut ușoare? De ce n-a muncit mai mult? De ce n-a căutat să impresioneze? Aici aveți dreptate, dar poate nici nu... Poate sunt jucători care nici nu au avut o șansă să intre în primul 11. Dar când au avut-o? N-au profitat și vina lor. Deci să admitem că poate antrenorul are acea dreptate a lui atunci, în momentul ăla. Da. Tot ai impresia că este vorba numai de antrenor sau crezi că vine și de prin cancelarii această decizie? Da. Tu ce zici așa? Cred că de antrenor. Crezi că de antrenor? Da. E mai greu de crezut că vine din turn de acolo, cu toate că fiecare are dreptul de a comenta și de a plusa pe tema asta câtă vreme. Acum, de la Liga a doua la prima ligă, când vezi lupta pentru așa ceva, mie mi se pare stringent a se aduce la Petrolul niște jucători cu ștaif, jucători care să fie buni de prima ligă din momentul anului viitor, de când începe turul de campionat. Tu ce crezi? Acum se pune problema și dacă îi vine jucătorul. Păi dacă îi propui, vine. Da, înțelegi propriul ăsta. Da, și randamentul la care e așteptat. Păi da, asta, de-aia sunt conducătorii care să ei știu cam pe cine ar trebui. Jucătorul poate să vină la echipă și să nu se ridice la nivelul așteptărilor. Dar de ce nu? Dar de ce nu se ridică? Uite, Petrolul urmărește pe unul Popescu sau pe unul Ionescu. Se duce, îi propune, ăla a făcut un sezon admirabil și de ce nu s-ar plia la Ploiești. Pe ce? Pe sistemul de joc? Pe grup? Pe forma lui? Pe ce? Pe așa zisa presiune care e la echipă. Opa! Ai atins un subiect interesant. Deci la Petrolul există o presiune. Pentru unii dintre jucători. De ce? Nu-mi dau seama. Pentru că vedeți și noastră, cum am zis mai devreme, meciurile de acasă au fost meciuri mult mai grele decât cele din deplasare. Chiar am avut o înfrângere în meciul de acasă. Tocmai pentru faptul că zici tu... Că e o presiune. Că se creează o presiune pe ei, păi și atunci când vor veni echipe mai bune. Hopa, ai oftat. Să sperăm că nu o să fie alea bune. Peste momentele astea. Înțeles. Ești unul din preferații tribunelor, ai un joc eminamente ofensiv,
Am văzut și apelativul ăsta Nininho, care ți-a fost dat de cei din tribune, de cei din peluze. Spune-mi, cum te simți în momentul în care vezi că cei care te urmăresc și care te apreciază te cheamă la salut, mai mult decât atât te trag în peluză, îți folosești talentele vocale pentru a da tonul. Cum e momentul ăsta? E un sentiment foarte frumos. Îți place? Îmi place mult. V-am spus, sunt fericit când văd oamenii fericiți. Din toate punctele de vedere sau numai la fotbal? La fotbal vorbim. La fotbal. Acum 5 ani erai supărat, acum ești fericit. Așa se întâmplă din 5 ani sau tu crezi că așa va fi mereu? Eu cred că așa va fi mereu. Pentru tine? Pentru ei. Ești însurat? Nu. Mai aștept sau ești... Mai aștept. Mai aștepți? Adică ți se pare că ești prea crud? Da, sunt tânăr. Vreau să ajung în Teco Petrol, în prima ligă. După care... și după aia te gândești la... Da. Ăsta este un scop al tău. Da. De ce? Dacă vine sorocul, știi cum pică asta? Poc! Și te-a lovit. Și dacă zice, madame, măi nene, hai mă acum, dacă ți-mi mai inima. Da? Da. Așa faci tu? Da. Cu cine stai acum? Cu părinții? Da. Și cum faci stând cu părinții? Că, na, ai văzut și mama și tata la un moment dat vor să se impună și ei. Cum faci? Că dacă și tu ești colțos și tu ești tare, vrei punctele tale de vedere a fi respectate, cum reușești în familie? Mama mă iubește atât de mult încât nu mă refuză orice aș cere. Ești singur la părinți? Mai am o soră. O soră? Și mama îl iubește pe Nini și tata? Și tata? Și tata tot pe Nini. Tot bă. Păi și sora? Sora e mai mare. E mai mare ca tine? Da, mai mare. A trecut iubirea, a trecut de partea celui mai mic. Bun, haideți să vedem despre ce părere ai despre jocul Petrolului din acest moment. Îl consider un joc de Liga a doua? În meciurile de acasă, sincer vă spun că nu. Hmm. Dar meciurile de deplasare, da. Spune, explică-mi și mie care este... Care e rațiunea acestei explicații care, taman invers la alte echipe, și eu vorbesc de echipe mari, de exemplu, este diametral opus. Adică meciurile de acasă sunt cele care arată tăria. Vă spun sincer că nu știu ce se întâmplă. Dar v-ați explicat? A venit, uite, de exemplu, am văzut că aveți un motivator. Da, domnul Leo. Domnul Leo. Domnul Leo, sunt convins că a atins acest punct. Și va vorbi despre meciurile pe care le disputați acasă. La presiunea fanilor și așa mai departe. Ne motivează înainte de fiecare meci. Dar când se intră pe teren... Uitați sau... Nu că uităm. Da. Nu ne ridicăm la nivelul așteptării. Nu vă concentrați. Tot timpul ești o... tot timpul fierbe așa. Adică mă uit și acum, ești într-o stare de agitație. Așa ești în general? Da. De ce? Nu știu, așa sunt eu. Și mai ales când vin meciurile de acasă, eu v-am spus eu, tremur să intru pe teren. Auzi, dar tu când ești dezamăgit, cum faci? Mai sunt și de-astea momente de-astea. Am fost dezamăgit rău de tot înainte de meciuri cu Turnul Măgurele de acasă. Înainte ai fost? Înainte. De ce? Când am văzut că nu se dă în primul meci. Păi așa trebuia? Nu știu. Eu așa... Tu simțeai că trebuie să... Că trebuie să joc, că joc înainte de duse în pasă de gol Alexandre. Am avut surpriza de a nu fi... A avut ceva cu tine antrenorul? Nu pot să spun așa, a gândit-o doamna profesor. Ha, dar nu l-ai supărat cu ceva, să zic. Nu. N-ai avut o ieșire necontrolată sau ceva de genul ăsta. Dar așa, dacă e să-ți explici, să fi fost tu antrenorul, care să fi fost raționamentul pentru care a fi optat cu tine ca rezervă? Nu pot să-mi dau seama. Că așa gândește-te că și la Bradu ai fost tot rezervă. Și nu 27-9, ci 80 de minute. Da, dar la Bradu am avut o problemă la genunchi. Eu trebuia să fiu titular. Și am vorbit cu domn profesor și încă suntem de acord că e mai bine să intru pe parcurs în caz
în cazul în care s-ar putea întâmpla ceva. Da. Nu s-a întâmplat nimic, chiar a intrat și ai dat și un gol. Haideți să revenim un pic la tema asta cu intratul înainte de jocul cu Măgurele și de ambiția ta de a fi jucat. I-ai spus antrenorului că ești doritor să joci și să învingi echipa din Măgurele? Sau să practică treaba asta? Să nu să practică treaba asta? Eu nu i-am spus absolut nimic. Nu i-ai spus? Nu, dar... eu nu contest alegerile pe care le face. Le face. Dar ești doar supărat. Nu sunt supărat, am fost dezamăgit atunci, la acel meci. Pusese și ziua mea înainte. Și ce ai zis? Că poate îți dă vreun... Batem. Aha. Ce ai zis? Că poate îți dă vreun imbol, Da, dar... Dar nu a fost să fie. Nu a fost să poate fie. Au fost alții mai bine pregătiți. Ce zici? E orice e posibil. E alegerea domnului antrenor. Bine, unde te vezi peste 3 ani? Eu vreau să mă văd numai aici. Ești al treilea jucător al Petrolului care dă acest răspuns. Cine a mai dat acest răspuns? Dacă nu... Uită-te la emisiunea mică. Și hai să vezi cine. A dat fundașul drept al Petrolului, Antopi a vorbit despre asta. Da. Un alt jucător care a vorbit a fost Jean Prunescu, care a spus că indiferent de ofertele care îi vor fi făcute, el nu vrea să părăsească niciodată Petrolul. Da. Îi simți, poftim, măcar pe cei doi capabili să creadă în ceea ce spun atât de mult? Păi altfel nu... Că știi că la nivel declarativ și eu spun, pot să spun orice. Și tu poți să spui orice. De ce să te credem? Eu așa sunt mereu, sunt sincer. Chiar dacă pe mulți poate îi deranjează chestia asta, eu așa sunt. Le spui în față? Da. Dar de ce? Nu vorbesc la asta. Te-ai văzut? Știi care e șmecheria? Nu sunt genul. Supărarea asta, sinceritatea asta, că totodată cam supără. Păi supără, da. Dar eu așa sunt. Indiferent ce am de zis, zic. În față, nu pe la spate. Oricui? Oricui. Și antrenorului? Și lui domnul profesor. Dacă te întreabă sau îi spui doar așa, în față? Dacă am ceva pe suflet, mă duc la el și îi zic. Ai avut până acum? Nu. Ai văzut noroc? Noroc și pentru el, noroc și pentru tine. N-ai avut nimic. Deci peste 3 ani? Numai la Petrolul. Petrolul Ploiești. Numai la Petrolul. Tu crezi că peste 3 ani Petrolul va fi în prima ligă? 100%. 100%? Da. E cam mic procent ăsta. De ce 100%? Păi este un sport. Știi că la sport orice primează posibil. Orice. Orice e posibil. E o zi proastă. E o zi... Dar nu eu trebuie am încredere foarte mare în acest proiect. Mm. Și pot să fim acolo unde ne e locul. Și suporterii vor avea meciuri în Liga 1, pe Ilioane. Porți tricoul pe care scrie, iată, Veolia este numele partenerului finanțator. Țin minte că în iarna trecută ați avut o sincopă uriașă. Era gata să, știi cum spun sportivii, să închidem obloanele și să plecăm acasă. Au venit ei și v-au arătat o adevărată altă deschidere către sport, către fenomen. Cum ai apre? Tu, de-a lungul timpului, ți-ai demonstrat atașamentul față de proiect. Cum e echipa, în general, față de ceea ce se întâmplă sub oblăduirea, sub finanțarea celor de la Veolia? Echipa e mulțumită din toate punctele de vedere. Adică vă luați banii? Da. La timp, adică? Sau? La timp, totul la zi. Au mai fost, nicio problemă. Au mai fost echipe la care ai fost să-ți iei banii la zi? La Slobozia mai era așa și la Câmpin. Da. Dar la Buzău au fost. Mai dezamăgit. Da. Cum e să știi că la... Cum, o dată pe lună să-l luau sau de două ori? Cum luați banii? O dată pe lună. Cum e să știi că la, nu știu, 30 ale lunii te duci la bancomat și ridici un praf? Deci nu iei banii. Cum e? Trist. Peste 4 zile ai meci. Echipa, jucătorii se deconcentrează? În general, da. Păi de ce? Păi poate n-a avut ăla să-ți dea... Așteptau, poate oamenii aveau o datorie și nu le intra bani și vă dați seama. Și are vreo legătură cu fotbalul?
Păi are. Are, a? Adică ce? Că nu te mai gândești la fotbal. Normal. Te gândești ai, la... Ai tu pe cap că, domnule, am datoria să-i dau și nu i-am dat. Și nu știu dacă te mai gândești 100% la fotbal, pe ce ai de făcut, ce ți-am zis antrenorul să faci și... Mm-hmm. Iar mandatul pe care îl ai acum, în momentul de față, nu mai sunt problemele astea. Nu sunt probleme. Te-am văzut la Bradu, ai făcut, eu l-am receptat ca pe o, un moment de mulțumire când ți-ai scos tricoul și ai arătat un mesaj. Da, de ce ai făcut treaba asta? Pentru că... Ai studiat-o dinainte? Nu. Da? Ți-a venit pe loc? La meci am făcut tricou. În timpul meci, în timp, înaintea meciului? Înaintea meci. Dar de ce? Singur, nu m-a văzut nimeni. Așa... Așa ai gândit tu? Da. S-a comentat în vreun fel treaba asta? Uite, în vestiar, zic. Nu. A venit cineva și ți-a zis, băi, Lini, ce dai, bă, nu ne-ai zis și nouă? Sau... Nu. Nu. A fost o chestie din sufletul tău plecată. Da. Dar care? Ești tu prea mulțumit? Sau cum? Toată lumea e mulțumită. Păi și de ce ai făcut tu și n-a făcut Ionel? Sau Gigel? Nu știu. Așa am simțit, așa am făcut. Tu când faci chestii de genul ăsta, când simți lucruri de genul ăsta, chiar le faci, le aplici de fiecare dată? Normal. Dar când o să fii nemulțumit, o să faci la fel? Nu. De ce? Pentru că nu vreau să stric atmosfera vestiarului. Este o atmosferă în vestiar? O atmosferă bună. Bună? Vă aud cântând, vă aud. Da. O mențineți voi? O menține antrenorul? O menține conducerea? O menține finanțatorul? Noi. Cine? Noi. Voi sunteți. Vă mai întâlniți? Sunt momente în care ne mai certăm unul cu celălalt, dar încercăm să trecem peste. Apun astfel de momente, da? La orice echipă, cred că sunt conflicte mai mici sau... Dar de la ce apar conflictele, în general? De la o... De exemplu, jucăm o miuță și îl lovește peste... A, deci tot de la fotbal pleacă? De la fotbal. A, crezi că apare de la vreo gagică, de la nu, nu. Nu, deci de la fotbal. Da, adică, dar așa. Momente din astea sunt, cred că, la orice echipă. Din toate echipele la care ai jucat până acum, Petrol se pare cea mai unită din punctul ăsta de vedere și că vestiarul este cel mai bun? Sau la Buzău era la fel? La Buzău, în ciuda faptului că nu erau salariile la zi, nu prea aveam bani, vestiarul era foarte unit. Am rămas surprins. Să mai întâmplă și de foame treburile astea? E posibil. Te-am întrebat peste 3 ani unde te vezi. Mi-ai dat un răspuns. Spune-mi, te rog, vrei să te îmbogățești din fotbal? Nu neapărat că vreau să mă îmbogățesc. Dar ce? Vreau să am bani să trăiesc cât de cât decent, nu să mă îmbogățesc. Păi știi că odată ajuns în Liga 1, altele sunt pretențiile, altele sunt salariile. Eu vreau să ajung cu Petrol să joc în Liga 1 pentru că ăsta e visul meu, nu neapărat pentru bani. A, să nu mai zici bani... Să nu mai zici niciodată treaba asta. De ce? Păi vine după aia și zice, păi stai mă, iau-te emisiunea, o dă pe spate. Și zice, uite, acum joci în Liga 1, nu-ți mai dăm bani. E visul meu. Visul tău la întâia. Banii după. După? Se pune problema asta. Adică nu faci parte din aia care n-au bani și care trebuie să trăiască, cum ar veni din bănuții ăștia, puțini ăștia care îi luați sau mulți. Păi... Ești mulțumit de salariul pe care l-ai? Da. Sau poate și mai mult? Se poate, dar eu sunt mulțumit. Ești mulțumit? Se primez, da. În momentul de față. Ai o primă și pentru gol? Am un bonus, da, și pentru un bonus. Pasă de gol, da. Și pasă de gol și gol? Da. A, e gata. Gata. Ai umplut geanta. Anul ăsta ai umplut geanta, gata. Și să vezi la anul. La anul probabil că o să fie și mai și. Ce zici? Depinde. Să vedem ce zice domn președinte. Voi credeți că o să zică că nu? Că nu vă mai dă bani sau cum? Nu, că nu ne mai dă bani. Poate nu mai... Nu o să mai existe acest bonus. Vai. În contract. Așa crezi tu că ar putea să nu mai fie? Tot ce e posibil, nu? Sâmbătă aveți un meci.
un meci cât un campionat, ca să zicem așa. Tamam, bine că apare echipa a doua a Mioveni, Mioveni care, cu prima echipă, v-a scos din visul cupei. Vine echipa a doua a Mioveni, care a făcut un joc frumos cu voi, acolo la Mioveni, dar pe care ați învins-o. O vedeți în stare să vă ia puncte aici, punct sau puncte aici pe Ilioana? Noi, în primul rând, trebuie să facem, să avem vreo emoții la meciul acesta. Trebuie să batem, să fim promovați matematic în Liga a doua și... Adică să jucați în talent. Da. Să-i bateți fără niciun fel de problemă. Fără niciun problem. Ți-a spus vreodată cineva că semeni cu Lăzărică? Nu. Uite, spun eu, tot așa l-am avut invitat la o emisiune, dar pe vremea când tu, într-adevăr, nu arăți la 24 de ani, tu arăți, poți să arăți ca un puștan de 18-19 ani. Că mă bărberesc. Dacă te bărberești, ești chiar el. Așa, tu ți-ai lăsat acum cioc ca să... Nu, mi-a lăsat așa, îmi crește. Așa-ți crește ție și aici ai zis, vin la emisiune să fiu mai bărbat un pic. Dar dacă îți spun, în momentul în care ai atins vârsta aia de care spuneam, al lui Lăzărică, erai identic și la fel. Același tip de om, același discurs, același motivațional. Tu spuneai că nu vrei să pleci de la Petrolul. El își dorea din toată inima să plece de la Petrolul. I-a ieșit până la urmă foarte greu, într-adevăr, i-a ieșit. Și acum iată-l prin Sările Arabe fixându-și contul. Și totuși va trebui la un moment dat să mergi și tu undeva unde să umpli contul. Pentru că vin zile grele în 10 ani, în 15 ani, în care nu fotbalul va mai fi aducătorul de foloase. Ce vei face în acel moment dacă nu vei avea și dimensiunea contului bancar corectă? Că nu mai rămâne mama și tata, fără discuție, dar până când o să zică și ei? Întâi vreau să ajung cu Petrolul în prima ligă. Ăsta e primul vis, unu. Și după vedem ce va fi. Aolo, păi n-ai niciun plan? Nu. N-ai vrea să joci în străinătate? Eu vă spun sincer că vreau să ajung cu echipa asta în Liga 1. Asta am înțeles-o. După vedem ce va fi. După, poate, dacă am vreo ofertă din străinătate. Te-ai duce. Că doar nu-i fi să nu te duci. 100% când mai ajungi. De ce? Pentru că aici mă simt cel mai bine. Ați văzut, sunt atâția jucători care se duc până Rusia, până ce? Germania, până și nu se adaptează, nu le mai iese jocul, nu mai joacă. A, deci tu vrei să joci, nu vrei să-ți umpli contul. N-auzi că vorbeam de cont acum? Normal că vreau să joc. A, deci vrei și bani, să și joci, dar să și... A? Da. Sunt foarte mulți români plecați în străinătate care joacă, dar mai puțin. Păi nu prea joacă și da, și umplă contul. Dar... Te vezi la echipa națională vreodată? E un vis? Aș vrea să ajung, vă dați seama. E visul oricărui fotbalist. Păi ai dat de contra. Ar avea ceva cu tine să te promoveze? Să te vadă? Să te propună? Dacă ar fi mulțumit de evoluțiile mele, vă dați seama că nu cred că ar exista o problemă să... Deci totul depinde de tine. De mine. În momentul de față, echipa națională reprezintă o opțiune așa pentru cei care urmăresc fotbalul românesc? Adică poate fi o echipă care să pună, de exemplu, probleme la viitoarea campanie de promovare, de câștigare, de câștigarea unei grupe și de participare la campionatul european din 2020? În momentul de față, nu știu dacă avem ce ne trebuie pentru a juca la campionatul. Ce ne trebuie? În primul rând, mentalitate. Mentalitate. Avem mentalitatea aia de... A, deci avem fotbaliști. Fotbaliști avem. Dar nu avem mentalitate. Și păi de-aia a venit contra. Să le schimbe mentalitatea. Da, dar dacă jucătorul nu vrea. Ce e nu vrea? Păi de ce să duce la național, dacă nu vrea? Tu ai vrea? Eu aș vrea. Păi la ea n-au și tu ai? Sau cum? Eu am o ambiție foarte mare. Sunt ambițios așa de felul. Unde ai făcut liceu? În 1 mai. Și? Ce ambiție ai avut tu? Cum erai la școală? Nu prea m-am axat așa pe școală, pentru că lipseam foarte mult. Veneam la antrenamente, la Petrol, nu prea mă duceam. A, deci cu sportul erai tu? Eu cu fotbal. Cu fotbalul.
Ți-ar plăcea să fii antrenor? Când termin? Sau conducător? Sincer vă spun că nu. Nu aș vrea să fiu antrenor. Dar ce ai vrea? Ce ți-ar plăcea să fii? Că să termine, hai, la 37 de ani, să zicem că mai joci încă 13 ani de acum. Ce ai vrea să fii? Te-ai gândit vreodată? Nu m-am gândit la chestia asta, dar... E antrenor, prea mult? Antrenor nu aș vrea să fiu. Dar e prea mult? Nu că e prea mult. Adică sunt prea mulți ani până când... A, da. Dacă până atunci? Da. Și nu m-am gândit. Și nu te-ai gândit niciodată? Nu, antrenor nu o să fiu. Vreau să știu și eu cum va fi sâmbătă la ora 4. Ce o să faceți? Ați vorbit? Nu. Da, așa, după părerea ta, ce se va întâmpla? Ați câștigat cu 3-1? Ați câștigat cu 3-1? Da? 3-0, 3-1? Probabil o să, după meci, o să mergem undeva. O să sărbătoriți? Mergem și, da, să sărbătorim. Cum faceți? Victoria și promovare. Cum faceți, mă, la bucurie voi? Eu zber foarte tare. A, tu ești cântărețul? Da. Tu dai tonul, ce-ai făcut în peluză, faci și cu echipa, da? Și să iau după tine ăștia? Da. Păi le place și lor. A, te lasă capitanul? Mă las. Nu trebuie să mă las el să... Păi cum o să... Tu faci ce, da, faci ce vrei, da, tu sau cum? Da. Păi când ce capitanul, eu, el dă. Nu e la bucurie, tu ești responsabil. Da. Hai să știi că eu prea multe nu mai am de întrebat, dar nu am cum să nu te provoc la o temă pe care chiar te rog să o împărtășești. Mi-ar plăcea să știu dacă ai fi, de exemplu, omul invizibil. O zi. O zi. O singură zi. 24 de ore. Ce ai face? Dacă aș fi omul invizibil. Omul invizibil. Nu te vede nimeni și poți să faci orice pe lumea asta. Și nu te vede nimeni. Ce ai face? E o întrebare foarte grea asta. Ia. Te las să te gândești. Ia zi ce ai face. Nu știu ce aș face. Chiar nu știi? Nu. Adică ai putea să iei o minge, să driblezi, nu te-ar vedea nici Dumnezeu că te duci spre stânga sau spre dreapta. Eu vorbesc și ca fotbalist. Eu, dacă te duc pe partea elaltă, ce ai face în viața de zi cu zi, cu părinții, cu familia, cu societatea, cu oricine vrei tu. Chiar n-ai ști. Nu. Sincer, ți-ar trebui un moment aparte ca să devii omul invizibil? O zi aparte ți-ai dori? Sau oricând s-ar întâmpla, ar putea să fie treaba asta? Oricând ar apărea, bă, să apară, nu? Și atunci ce-i face? Eu trag de tine, vezi că trag și de timp, te las să te gândești. Văd, da, e o întrebare foarte grea. He? Deci nu te duce să o iei pe cea mai frumoasă femeie din lume, să o ai lângă tine? Nu te duce să iei sacul de bani? Toată lumea în ziua de azi vorbește despre bani. Păi despre ce să vorbim, mai nini? Păi și dacă am 2 milioane de euro și nu sunt sănătos, cu ce mă ajută pe mine 2 milioane de euro? Corect. E o chestie bună. Nu te ajută cu nimic. Dar dacă ai 2 milioane de euro, te tratezi dacă nu ești sănătos. Așa, dacă nu ai niciun ban și te îmbolnăvești? Nu știu, mie mi se pare asta o prostie să... fii om și să-ți dorești cel mai mult e să ai bani. Cel mai mult ar trebui să-ți dorești să ai sănătate. Sănătate. E cel mai important. Și să fii așa cum ești tu. Probabil că ar fi cel mai bine. Tot timpul cu zâmbetul pe buze, tot timpul provocator, tot timpul să dai tonul la distracție. Sunt foarte curios ca în momentul în care te vei însura și când va veni aleasa inimii și îți va pune un stop, pentru că îți va pune un stop, spun eu, din momentul acela, aș vrea să-l văd pe Nini, zvăpăiatul, cel care a fost până la 20 de ani, o fi 4, 5, 6, cine știe, dar tu ai zis că aștept să promovezi, așa că, așa. Dar aș vrea să-l văd pe Nini atunci. Aș vrea să știu, la fel o să râzi,
La fel o să fii de volubil, la fel o să gândești. Eu zic că același o să rămân. Așa o să rămâi. Aceasta să fie tema emisiunii de astăzi. Nini între cine a fost și ce va fi. Nini care ne-a adus atâtea bucurii, stimați telespectatori, și de aceea este prezent în această emisiune. Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, cei care vin aici sunt cei care și merită de-a lungul unui sezon sau pe parcursul lui să apară în fața dumneavoastră. Sunt cei pe care dumneavoastră îi aplaudați, pe cei pe care dumneavoastră îi susțineți, cei despre care vorbiți, despre care citiți și pe care vreți să-i vedeți la lucru. Nu aveți de făcut altceva decât sâmbătă la ora 14 să veniți la întâlnirea cu fotbalul spectacol, să vedeți cum Petrolul își capătă dreptul de a juca în Liga a doua, să vedeți cum tribunele vor fremăta și dumneavoastră să înțelegeți că sunteți parte a acestui show fotbalistic de care Nini Popescu este atât de mândru și atât de cu fața la joc. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune. O să mai fii invitat în momentul în care vei fi la fel de volubil și vei avea goluri mai multe decât vârful de atac autentic care este în acest moment Sergiu Arnăutu, și când vei putea să faci o declarație la modul de acum încolo, pe parcursul timpului, aș putea să mă schimb, aș putea să fiu altfel, nu tot timpul să zâmbesc, nu tot timpul să nu fiu încruntat, să fiu eu tot timpul Nini, cel pe care l-ați știut până acum. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați respectatori. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, când probabil cu promovarea în sac, Petrolul va merge mai departe. La revedere, o zi bună în continuare, numai bine!